pe acum aceasta? Am să mă uit la miile de domni care mă... Domn, atac pe doamna Sandu. Nu atac pe nimeni eu acum. Vă întreb, demisia lui Dodon conduce cumva la alegeri anticipate? Eu, din ce cunosc, în Constituție nu există o asemenea privire. Și eu tot așa cunosc. Și atunci eu spun, nu pot cere ceea ce nu se poate obține. Imaginați-vă dumneavoastră că vă cere un jurnalist... Un jurnalist, un coleg de-a dumneavoastră, nu îi place cum i-ați pus întrebarea și spune, Natalia, pleacă din televiziune. Veți pleca dumneavoastră din televiziune? Nu. Bun. Trecem mai departe. Deci, în contextul deci, actual... Eu doar ca să înțeleg. Asta este o pistă falsă pe care merge din pas când insistă pe demisia. Bineînțeles, la fel cum merge Dodon, merge pe o pistă falsă, pentru că nu se pot face alegeri anticipate în momentul de față. Se știe foarte bine, potrivit Constituției, în ultimele 6 luni de zile de mandat a președintelui, scrie în Constituție, nu scriu eu, nu se pot face alegeri anticipate.